Vorbesc despre acești oameni care s-au aflat în greva foamei, s-au blocat în subteranul minei Tehomir, dacă nu mă înșel. Da, Tehomir. Bun, în momentul ăsta puteți spune că este un caz rezolvat de minister? Mai are un potențial conflictogen, să-i spun așa? Atâta timp cât toate părțile implicate vor reuși să găsească vorba dulce în problemele care le au, sper că și conducerea E nevoie, companiei cred, mai mult decât de vorbă, e nevoie și de bani. este adevărat, numai că, în părerea mea, izvorul acestui conflict a fost exact lipsa de dialog și o anumită, să spunem, atitudine greșită și din partea conducerii vis-a-vis de mine. Lucrurile acestea se puteau rezolva prin dialog și fără așa nuanțe mai aspre. Dar probabil că acestea au izvorit dintr-o anumite tensiuni locale acumulate în timp. Eu sper că s-a învățat bine lecția acestui început de an și nu vom mai avea parte de conflicte de muncă. Niciodată nu pot să fii sigur de acest lucru, dar eu consider că s-a înțeles foarte bine, toate părțile implicate au înțeles că toată lumea trebuie să facă un sacrificiu, trebuie să renunțe la orgolii și cu toții trebuie să-și dea mâna, pentru că până la urmă toți sunt de acord că trebuie făcute restructurări. Nimeni n-a spus că nu trebuie făcute restructurări. Dar lucrurile au ajuns într-o zonă în care nu mai exista dialog între părți. Și atunci ministerul nostru a reușit să realizeze această punte de legătură și să aducă dialogul acolo unde trebuia să fie și să înlocuiască acțiunile de protest. Domnule ministru, în calitatea noastră de om politic acum, sunt din ce în ce mai mulți parlamentari ai PLR care au părăsit partidul. Care sunt motivele plecării? Sigur, nu suntem bucuroși că n-au plecat câțiva colegi, nu sunt mulți, din fericire, doi sau trei colegi. Din păcate, cred că au fost nuanțe personale. Aici și mai puțin de principiu, așa cum s-a încercat să pară, dar așa este în politică. Nu ai ce să faci. Noi considerăm că avem un partid care se consolidează pe zi ce trece. Eu văd ritmul și al înscrierilor și al creării de organizații. Partidul Liberal Reformator chiar trăiește, aș putea spune, și convinge, iarăși, pentru că avem liberalismul, nu o să moară în România, este în natura noastră, a tuturor. Chiar dacă alții se intitulează liberali, lumea știe că odată ce te-ai dus în zona populară, nu mai te poți numi liberal. Și singurul partid liberal din România a rămas Partidul Liberal Reformator. Deci, e adevărat, mai și pierzi, dar pe ansamblu eu consider că noi câștigăm și câștigăm o bază de partid interesantă. Vin oameni care nu au mai făcut politică, oameni revoltați, să spunem, la un moment dat, de ceea ce se întâmplă în politica românească, oameni care simt că au ceva de dăruit și, până la altă parte, prin măsurile luate în ultima perioadă, și aici mă refer și la codul fiscal, la codul de procedură fiscală, se vede această componentă liberală a guvernării și, prin acest lucru, eu zic că am reușit să convingem. Bun. Pe de altă parte, partidul nu e încă unul mare, majoritățile sunt greu de ținut în ziua de astăzi. Amenințarea în termeni politici cât se poate de legitim din partea Partidului Național Liberal, care vrea să vină la guvernare, orice partid vrea să vină la guvernare, e una pregnantă și persistentă în această perioadă. Spuneți-ne care e stadiul fuziunii PC-PLR, că ne interesează. Da, un singur comentariu vreau să mai fac apropo de aceste plecări. Aș vrea să observați că toți cei care au plecat, sau da, cei au plecat ultima perioadă, sunt cam ultimii veniți în PLR. E poate o S-au acomodat coincidență. oamenii. Nici n-au venit de convingere și parcă nici n-au rămas. Așa au avut, au Sunt oameni încercat. care nu vin din Au convingere, încercat. le-aș numi Nu oportunism politic, presupun că nu i-ați forțat să vină Nu în i-a forțat PLR. nimeni, dar în politică există și oportunism, dar aici nu pot să nu recunoști acest lucru. Deci,
Cam pe aici ne aflăm. În fine, fiecare își creează drumul, poate vor regreta, poate nu, poate vor vedea că totuși suntem un partid serios în timp, vom vedea ce va fi, numai asta este situația. Noi privim cu încredere înainte. În ceea ce privește fuziunea, este un proiect politic, e adevărat. Pot să spun că e un subiect pe care l-am abordat de foarte multă vreme și cu Daniel Constantin și cu alți demnitari din Partidul Conservator, pentru că am considerat și noi am considerat că sunt două partide de esență liberală și este păcat să fie separate. Avem un potențial, repet, avem un potențial liberal serios care merită luat în seamă pe scena politică și atunci, printr-o astfel de construcție, clar că vom deveni mai convingători. De asemenea, forța partidului va crește din punct de vedere al reprezentării parlamentare și totodată vom da încredere membrilor noștri, pentru că să vii cu un partid aproape de 10%, cam așa ar ieși dacă ținem cont acum de sondaje și de tot ce se întâmplă, nu este lucru ușor să mai creezi un partid de 10% în România în acest moment și care să aibă și o zonă de creștere, un potențial de creștere. Deci, eu spun că trebuie să milităm politic cu toată forța pentru acest proiect, că merită. La nivel personal, domnule Gerea, luați în calcul o candidatură la primăria din Pitești sau la Consiliul Județean Argeș în anul 2016? Este prematur să facem astfel de discuții. Deocamdată, proiectul meu politic este aici, la Ministerul Energiei. În moment de acum vor evolua lucrurile, mai e mult cale lungă până atunci. La primăria Bucureștiului, pe cine ați putea susține? Depinde foarte mult și de stadiul fuziunii noastre și cum vor mai evolua lucrurile, dar ați văzut că toate partidele în acest moment sunt în căutări, încă nu și-au stabilit clar un candidat. Se poate așa, unii merg pe mai multe variante, mai avem de discutat și noi în cadrul partidului. Are PLR o țintă? Dar eu sunt convins că vom avea candidați buni, știind baza noastră. De ce? N-ar putea să fie de la PC, de exemplu? Ar putea avea și de la PC, bineînțeles. Care e ținta PLR în 2016 pentru alegeri? Iarăși contează foarte mult formula în care ne vom prezenta la acele alegeri. Dacă vom avea o variantă, nu știu, pe compropriu, în varianta fuzionată sau într-o alianță politică. Eu spun însă că un 10-15% este de realizat. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Gerea, pentru prezență. Vă mulțumesc și eu tare mult.